și felicitări domnului Germacea, să știți că a făcut o muncă extraordinară. Este un redactor înfiorător, în sensul cel mai bun al termenului, adică are 3-4 dioptrii pe fiecare pagină. Este o muncă excepțională. Și dacă ne mai dați și convorbirile economice, care sunt de o actualitate înfiorătoare, și dacă doamna Magdalena Bedrosian, care ne promite o monografie chica de 1985, o să o dea, ar fi admirată. Vă rog, doamnă, acum vine Bacalvașa, alt tip moderat și pe față și pe cepădus, și socialist, și liberal, și conservator, și cu adevărul, și cu dimineața. Dumneavoastră l-ați apropiat de Caragiale și, într-adevăr, este imparțial ca tot românul. Dar cartea este extraordinar de actuală și bucureștii de altădată sunt, de fapt, bucureștii de totdeauna. Nu-i nevoie să fiți iubitori ai orașului nostru. E suficient să fiți curioși, curioși luminați. Și parcurgând paginile lui Bacalbașa, poate ăsta este și volumul cel mai interesant din multe puncte de vedere. Este perioada 1878-1884, când se plămădesc o mulțime de lucruri în spațiul românesc și acest jurnalist, care este deopotrivă bucureștean, dar este și un istoriograf al orașului, știe să-l picteze absolut extraordinar. Acum România se transformă în regat. Acum, acest prusian pe care noi l-am primit la început cu reticență și i-am spus Hohenzollern, Hohenzoll, ba, am mai făcut și altceva. Am avut oameni care au scris pamflete împotriva lui Carol de Hohenzollern și l-am numit spionul prusian. Și pe urmă, încet, încet, din spion, ne-a devenit suveran și am sfârșit noi, Dimitrie Ghiga, fiindcă de el e vorba, Dimitrie Sturza, am sfârșit prin a-i săruta mâna. Și asta era spre sfârșitul domniei, când sărutatul mâinii suveranului dispăruse din vremea lui Alexandru Ghiga în spațiul românesc. Acest început de disciplinare al societății românești, această îngemânare extraordinară între disciplina seacă a prusianului și entuziasmul nostru, care din nefericire nu durează mult, plămădea totuși România modernă. Și unde se plămădea, în primul rând, această țară? Se plămădea la București. Și el însuși un bucureștean, vai, un bucureștean foarte sărat, Bacalbașa poate să descrie orașul ca nimeni altul. Ce este Bucureștiul? Este un oraș al contrastelor. Oameni foarte bogați, oameni foarte săraci, politică nedumeritoare, partide care se pot numi liberal-conservatoare, ca să nu mai înțelegi nimic despre ce e vorba. Oameni care trec de la dintr-o parte într-alta. Femei care astăzi sunt anonime, mâine sunt în brațele rușilor, cei mult aducători de bani. De ce? Pentru că războiul de independență, pe care sigur noi îl prețuim în mod special, a însemnat și această năvală a ofițerilor ruși, pentru că la București se petrecea. Și pentru că trebuie să recunoaștem, femeile erau frumoase, grațioase și foarte darnice. Darnice cu lumii lor, cu farmecul lor, și poveștile rămân absolut notabile. Dar nu-i vorba numai de femei, e vorba și de bărbați. Și acest Bacalbașa, dacă rămânea studentul calic din acești ani, probabil că n-ar fi reușit să scrie atât de expresiv, atât de interesant. Dar el face mai mult, ajunge și ziarist. E un om informat, e un om care poate să caracterizeze oamenii politici în chip admirabil. Cine sunt oamenii politici? Sunt acești membri ai generației pașoptiste,
o generație, din păcate, irepetabilă în spațiul românesc, care a avut un ideal și a mai avut ceva. A reușit să-l ducă la capăt, adică a ajuns la conducerea țării și a reușit să modernizeze România, să impună un pachet larg de legi, în așa fel încât în primele decenii ale secolului 20, România putea să spună că este arbitrul Balcanilor. Toate lucrurile acestea le găsiți într-o formă cuceritoare în cartea pe care vă prezentăm astăzi. Dar știți ce mai este un lucru extraordinar? Și asta la lectură vă va tulbura. Este o continuitate extraordinară în mentalitatea noastră, în felul nostru de a privi lumea, în acest jurnalfișism, cuvântul, deși e cunoscut, există în dicționarele noastre. Venind aici către această lansare, vedeți că începem să rămânem singuri, s-ar putea să ni se spună să stingem și noi lumina la un moment dat. Am primit o reclamă pentru o școală de retorică. Școala se numește Acropole. Și asta este o formă foarte bucureșteană de a reacționa. Superficialitate. O superficialitate cuceritoare. Pentru că la Atena, discursurile, oratoria, retorica, nu se învățau în Acropole, ci în Agora. Nu s-au gândit și au numit școala Acropole. Lucrul acesta de superficialitate, de nepăsare, de dorință de a petrece în continuu, a caracterizat și caracterizează Bucureștiul. Și veți simți nevoia să faceți în permanență paralele, să-mi dați voi numai să amintesc un lucru întâmplat în acești ani. Se făcea o contrabandă fantastică cu alcool și locurile unde se putea transporta această prețioasă licoare erau nemaipomenite. Apăruseră nespus de multe femei însărcinate. De fapt, era o burtică de tablă care ascundea această prețioasă licoare. Mai mult, erau foarte mulți copii de țâță, ținuți în brațe. Și dacă venea un controlor, puteai să apeși puțin acel copil care începea să scâncească. De fapt, era un butoiaș de spirit. Această inventivitate extraordinară a bucureștenilor, mutatis mutandis, se regăsește și în zilele noastre, în tot ce poate să fie contrabandă, în tot ce poate să fie consum de produs ilicit. Și aș mai adăuga un lucru. Noi suntem poate mirați astăzi, cei care nu facem politică și încercăm să fim simpli observatori. Cum e cu putință să fie astăzi liberal, mâine conservator, poi mine și una și alta, să revii la partidul inițial? Ce se întâmplă? Să știți că nu este o invenție post-1989, așa am fost totdeauna. De aceea, cartea pe care o aveți, sper, în mână, cât mai mult dintre domniile voastre, vă va ajuta să înțelegeți mai leste, mai ușor, ce mi se întâmplă astăzi. Vă mulțumesc! Și mai avem un capitol actual care se numește Felonia rusească. Se vă spune noapte bună? Noapte bună! Poftă bună!